Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la Off on the Record, Wardog-ul dumneavoastră pe culoarele puterii. Mergem în această seară pe culoarele puterii politice și legislative, pentru că invitatul nostru de la această oră este domnul Rareș Bogdan, europarlamentar și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Domnule Rareș Bogdan, bine ați revenit la Alef News în Off on the Record dintr-un colț al aeroportului Frankfurt. Da, dintr-un colț al sărut mâna doamna Matei, bună ziua tuturor telespectatorilor dumneavoastră sau bună seara. N-am ales, dar dumneavoastră spunând că doriți să stăm de vorbă pe mai multe subiecte, în special subiectul Schengen, v-am spus programul și din păcate era singura formulă să reușim să stăm de vorbă. Sunt în drum spre Berlin, spre ziua românilor din Germania, organizată acolo la Filarmonie. Ați declarat, domnule Bogdan, pe 22 noiembrie, deci acum câteva zile, că ați paria cu mult mai multă încredere în intrarea în România în spațiul Schengen decât în orice meci de fotbal de la mondiale. Ați mai spus în aceeași postare că nu există certitudinea 100%, dar șansele României de a accede în spațiul Schengen sunt mai mari decât oricând. În primul rând v-aș întreba cu cine țineți la mondiale? La mondiale țin cu Anglia și Anglia și Spania, am două favorite. Sunt european, chiar și extracomunitar, și una din Europa, iar regretul meu e că nu e România acolo și Italia. Dacă erau cele două, sigur că țineam cu țara noastră și preferații mei în afara României sunt italienii, dar la fel ca noi am rămas acasă, așa că mi-am ales alte două. Deși văd că sunt revelații, sunt tot felul de țări de pe continente noi sau vechi care fac figuri foarte frumoase. Sunteți la mondiale, microbiști? Așa că n-aș paria foarte, foarte, aș paria și astăzi cu mai multă încredere decât în urmă cu două săptămâni pe accesul României în spațiul Schengen, mult mai mulți bani decât în urmă cu două săptămâni și mult mai mulți bani decât la un meci de Cupa Mondială. Bun, mă întreb altfel, cine credeți că ia Cupa Mondială? Sper că Europa, bătrâna Europa, să nu ia o lecție definitivă nici de la nou continent, nici din altă parte. Sper să ia Spania Cupa Mondială. Eu țin cu Brazilia. Asta nu ne pupăm. Nu ne pupăm niciodată. Bun, haideți să revenim la... Măcar suntem aproape ca limbă între portugheză și spaniolă, ne înțelegem. Corect, dar suntem pe alt continent totuși. Spuneți-mi de intrarea în spațiu Schengen. Săptămâna viitoare noi difuzăm acest interviu duminică. Săptămâna viitoare vom avea Consiliul JAI. Și aș vrea să-mi spuneți foarte sincer care este analiza dumneavoastră, adică intrăm sau nu intrăm? Vă spun toate, vă dau mai multe date, unele în exclusivitate, pentru că se întâmplă niște lucruri. În primul rând am reușit să impunem pe agenda Consiliului și România trebuie să mulțumească Cehiei, care deține președinția acest lucru. De-a lungul timpului noi n-am avut o relație privilegiată cu Cehia, dar Cehia a fost țara care în acest moment s-a comportat admirabil față de România și a decis să pună pe agenda Consiliului JAI acest subiect pe 7-8 decembrie. Subiectul chiar la primul punct, aderarea, extinderea spațiului Schengen și accesul României, ceea ce pentru noi e un prim punct pozitiv. 2. Gândiți-vă că până la momentul JAI există câteva elemente care se vor întâmpla și vor fi decisive. 1. Este reuniunea COREPER, reuniune care va trebui să ia o decizie pentru viitorul Consiliu. COREPER-ul este Consiliul care face, practic, ordinea de zi a Consiliului Uniunii Europene. Este foarte important. 2. Este reuniunea șefilor de stat și de guvern din EPP de la Tirana, de la Atena, acolo unde premierul Mitsotakis, un premier de dreapta, un premier EPP, va găzdui toți premierii și președinții, sau premierii sau președinții din țările EPP. La ora asta sunt 9 țări care au guverne populare EPP în Europa Comună, printre ele Austria, Croația și România. Deci Klaus Iohannis va fi la aceeași masă rotundă cu premier, cu cancelarul Nehammer. De asemenea, tot până la Consiliul JAI,
va fi o reuniune la Tirana, luni, deci mâine seară, va începe, probabil va, se va prelungi și marți, care va fi găzduită de către, va fi găzduită de către Tirana, dar a cărei președinție o conduce și va fi prezidată de către Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Și în cadrul acestei reuniuni de la Tirana vor participa toți șefii de stat și de guvern, deci practic va fi un consiliu care se va un semiconsiliu care va fi organizat la Tirana, pentru că, nu va fi, nu știu dacă Jean-Michel va participa, președintele Consiliului, dar va fi un dialog între membrii Consiliului European și președinta Comisiei Europene. Sunt subiecte legate de energie, dar nu doar legate de energie, inclusiv de Schengen. Pe lângă asta, mai sunt două momente în două parlamente naționale. Este momentul deciziei din Comisia de Politică Externă a Parlamentului Suedez. Noi avem, chiar dacă a fost acel accident datorat mai mult unui reglaj de conturi intern între socialdemocrații foști la putere și actuala putere conservatoare de dreapta din Stockholm, nu avem semnale că nu am obține inclusiv votul din Comisia de Politică Externă, respectiv o decizie a Suediei cu privire la România. Toate semnalele au fost că Suedia susține România și acel lucru a fost doar un reglaj intern în puterea, inclusiv în interiorul Partidului Social-Democrat Suedez. De asemenea, mai există o decizie importantă care a fost amânată, ne-a îngrijorat puțin, dar se pare că semnalele venite nu sunt cele mai rele cu putință. O decizie pe care o va lua Parlamentul de la Haga. Parlamentul de la Haga trebuia să aibă această decizie pe data de 28 noiembrie. Au amânat decizia pentru data de 4-5, deci duminica aceasta sau mâine. Nu știu dacă astăzi a avut loc, cred că mâine va avea loc și această decizie a Parlamentului olandez, Parlamentului de la Haga. Această decizie vine după acea rezoluție pe care au introdus-o partidul VVT al premierului Rutte cu privire la rezerva față de România. A fost o rezoluție practic negociată între grupurile politice, deoarece dacă introducea al patrulea partid al coaliției, partidul Union Christian, rezoluția era una mult mai dure față de România. Union Christian este al patrulea partid al coaliției din Olanda și este partidul conservator, cu un singur ultraconservator naționalist, cu un singur europarlamentar, dar care are conduce 4 regiuni din 12, 4 landuri din 12 la nivelul Olandei și are perspectiva alegerilor din martie din Olanda de a câștiga încă 3 regiuni, iar premierul Rutte și cei din BVT, respectiv D66, cele două mari, două partide ale coaliției, sunt extrem de îngrijorate cu privire la faptul că ascensiunea Union Christian este una reală. La Congresul Union Christian de sâmbătă trecută, deci acum 8 zile, a participat inclusiv un trimis din partea noastră pe linie creștină, președintele Uniunii Bisericilor Creștine din Europa este un cetățean moldovean, fost deputat, cu care am avut un dialog și l-am rugat să participă la toate congresele partidelor creștin-democrate din Europa, inclusiv cele ultraconservatoare, și acesta a avut un dialog legat de progresele României cu președintele Union Christian, mi-a trimis inclusiv filmarea de acolo. De asemenea, ultima chestiune, trebuie spus că Austria a avut două poziționări în urmă cu două săptămâni care ne-au speriat și pe dumneavoastră și pe noi și pe cetățenii României. Prima dată a fost ministrul de interne, apoi a venit cancelarul Nehammer de la Zagreb și a întărit cele spuse. Practic, din punctul meu de vedere, Croația doar dorește să negocieze în forță cu România și celelalte state europene datorită faptului că se află în ruta migranților, a 85.000 de migranți la ora actuală pe teritoriul Austriei, din care 75.000 sunt ilegali. Ei spuneau că aceștia au ajuns o parte prin România, noi le-am oferit prin cifre și Frontex a oferit aceleași date ca și noi, că de fapt pe ruta dinspre Serbia spre România
forțajul de graniță este undeva între 20 și 40 pe zi, iar pe granița cu Ungaria, spre exemplu, se forțează granița de aproximativ 800-1000 de ori pe zi, inclusiv în zona acelui gard de 5 metri, 4-5 metri făcut de Victor Orban. Deci marea parte a lor nu au ajuns prin România, ci au ajuns pe ruta balcanică spre Austria. Deci Austria, la rândul său, premierul, ministru de interne din Karner, din landul Südösterreich, Austria inferioară, are alegeri în land, alegeri regionale de land, în 23 ianuarie, iar partidul său, OFV, partidul popular conservator popular din Austria, se află pe cel mai prost loc din ultimii 60 de ani, aflându-se pe locul 3 în ordinea simpatiei cetățenilor din Österreich și, practic, poziția lui a fost interpretată inclusiv de către colegii europarlamentari. Am stat de vorbă cu vicepreședintele Parlamentului, Otmar Karas, cu colegi cu Candel, care au avut poziționări publice pro-România, au fost considerate ca o încercare disperată pentru că foarte mulți dintre migranți au prima țară, prima zonă de impact cu Austria este Südösterreich și, practic, el are o presiune foarte mare din cauza migranților și a partidului conservator din partidului ultranaționalist din Austria, dar și a verzilor austrieci. Deci așa a fost interpretată poziția sa. Eu cred că cu Austria, în cele din urmă, vom ajunge la o negociere, iar președintele Iohannis, care se va afla la aceeași masă rotundă cu cancelarul Nehammer, va putea să ducă o negociere mai puternică legat de poziționarea din ultimele săptămâni a Austriei. Rareș Bogdan, îți propun să luăm puțină pauză și revenim. Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la Off on the Record, Wardog-ul dumneavoastră pe culoarele puterii. Mergem în această seară pe culoarele puterii politice și legislative, pentru că invitatul nostru de la această oră este domnul Rareș Bogdan, europarlamentar și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Domnule Rareș Bogdan, bine ați revenit la Alef News în Off on the Record dintr-un colț al aeroportului Frankfurt. Da, dintr-un colț al sărbuna doamna Matei, bună ziua tuturor telespectatorilor dumneavoastră sau bună seara. Dar dumneavoastră, spunând că doriți să stăm de vorbă pe mai multe subiecte, în special subiectul Schengen, v-am spus programul și, din păcate, era singura formulă să reușim să stăm de vorbă. Sunt în drum spre Berlin, spre Ziua Românilor din Germania, organizată acolo la Filarmonie. Ați declarat, domnule Bogdan, pe 22 noiembrie, deci acum câteva zile, că ați paria cu mult mai multă încredere în intrarea în România în spațiul Schengen decât în orice meci de fotbal de la mondiale. Ați mai spus în aceeași postare că nu există certitudinea 100%, dar șansele României de a accede în spațiul Schengen sunt mai mari decât oricând. În primul rând v-aș întreba cu cine țineți la mondiale. La mondiale țin cu Anglia și Anglia și Spania, am două favorite. Sunt european, chiar și extracomunitar, și una din Europa, iar regretul meu e că nu e România, acolo și Italia. Dacă erau cele două, sigur că țineam cu țara noastră și preferații mei în afara României sunt italienii, dar la fel ca noi am rămas acasă, așa că mi-am ales alte două. Deși văd că sunt revelații, sunt tot felul de țări de pe continente noi sau vechi care fac figuri foarte frumoase. Sunteți la mondiale, microbist? Așa că n-aș paria foarte, foarte, aș paria și astăzi cu mai multă încredere decât în urmă cu două săptămâni pe accesul României în spațiul Schengen, mult mai mulți bani decât în urmă cu două săptămâni și mult mai mulți bani decât la un meci de Cupa Mondială. Bun, mă întreb altfel, cine credeți că ia Cupa Mondială? Sper că Europa, bătrâna Europa, să nu ia o lecție definitivă nici de la nou continent, nici din altă parte. Sper să ia Spania Cupa Mondială. Eu țin cu Brazilia.
Asta nu ne pupăm. Nu ne pupăm niciodată. Bun, haideți să revenim la... Măcar suntem aproape ca limbă între portugheză și spaniolă, ne înțelegem. Corect, dar suntem pe alt continent totuși. Spuneți-mi de intrarea în spațiu Schengen. Săptămâna viitoare noi difuzăm acest interviu duminică. Săptămâna viitoare vom avea Consiliul JAI. Și aș vrea să-mi spuneți foarte sincer care este analiza dumneavoastră, adică intrăm sau nu intrăm? Vă spun toate, vă dau mai multe date, unele în exclusivitate, pentru că se întâmplă niște lucruri. În primul rând am reușit să impunem pe agenda Consiliului și România trebuie să mulțumească Cehiei, care deține președinția acest lucru. De-a lungul timpului noi n-am avut o relație privilegiată cu Cehia, dar Cehia a fost țara care în acest moment s-a comportat admirabil față de România și a decis să pună pe agenda Consiliului JAI acest subiect pe 7-8 decembrie. Subiectul chiar la primul punct, aderarea, extinderea spațiului Schengen și accesul României, ceea ce pentru noi e un prim punct pozitiv. 2. Gândiți-vă că până la momentul JAI există câteva elemente care se vor întâmpla și vor fi decisive. 1. Este reuniunea COREPER, reuniune care va trebui să ia o decizie pentru viitorul Consiliu. COREPER-ul este Consiliul care face, practic, ordinea de zi a Consiliului Uniunii Europene. Este foarte important. 2. Este reuniunea șefilor de stat și de guvern din EPP de la Tirana, de la Atena, acolo unde premierul Mitsotakis, un premier de dreapta, un premier EPP, va găzdui toți premierii și președinții, sau premierii sau președinții din țările EPP. La ora asta sunt 9 țări care au guverne populare EPP în Europa Comună, printre ele Austria, Croația și România. Deci Klaus Iohannis va fi la aceeași masă rotundă cu premier, cu cancelarul Nehammer. De asemenea, tot până la Consiliul JAI va fi o reuniune la Tirana luni, deci mâine seară. Va începe, probabil se va prelungi și marți, care va fi găzduită de către Tirana, dar a cărei președinție o conduce și va fi prezidată de către Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Și în cadrul acestei reuniuni de la Tirana vor participa toți șefii de stat și de guvern. Deci, practic, va fi un consiliu care se va organiza, un semiconsiliu care va fi organizat la Tirana, pentru că, nu va fi, nu știu dacă Jean Michel va participa, președintele Consiliului, dar va fi un dialog între membrii Consiliului European și președinta Comisiei Europene. Sunt subiecte legate de energie, dar nu doar legate de energie, inclusiv de Schengen. Pe lângă asta, mai sunt două momente în două parlamente naționale. Este momentul deciziei din Comisia de Politică Externă a Parlamentului Suedez. Noi avem, chiar dacă a fost acel accident datorat mai mult unui reglaj de conturi intern între socialdemocrații foși la putere și actuala putere conservatoare de dreapta din Stockholm, nu avem semnale că nu am obține inclusiv votul din Comisia de Politică Externă, respectiv o decizie a Suediei cu privire la România. Toate semnalele au fost că Suedia susține România și acel lucru a fost doar un reglaj intern în puterea, inclusiv în interiorul Partidului Social-Democrat suedez. De asemenea, mai există o decizie importantă care a fost amânată, ne-a îngrijorat puțin, dar se pare că semnalele venite nu sunt cele mai rele cu putință. O decizie pe care o va lua Parlamentul de la Haga. Parlamentul de la Haga trebuia să aibă această decizie pe data de 28 noiembrie. Au amânat decizia pentru data de 4-5, deci duminica aceasta sau mâine. Nu știu dacă astăzi a avut loc, cred că mâine va avea loc și această decizie a Parlamentului olandez, Parlamentului de la Haga. Această decizie vine după acea rezoluție pe care au introdus-o partidul VVT al premierului Rutte cu privire la rezerva față de România. A fost o rezoluție practic negociată între grupurile politice, deoarece dacă introducea al patrulea partid al coaliției, partidul Union Christian, rezoluția
era una mult mai dure față de România. Union Christen este a patra partid al coaliției din Olanda și este partidul conservator, cu un singur ultraconservator naționalist, cu un singur europarlamentar, dar care are conduce patru regiuni din 12, patru landuri din 12 la nivelul Olandei și are perspectiva alegerilor din martie din Olanda de a câștiga încă trei regiuni, iar premierul Rutte și cei din BVT, respectiv D66, cele două mari, două partide ale coaliției, sunt extrem de îngrijorate cu privire la faptul că ascensiunea Union Christen este una reală. La Congresul Union Christen de sâmbătă trecută, deci acum 8 zile, a participat inclusiv un trimis din partea noastră, pe linie creștină, președintele Uniunii Bisericilor Creștine din Europa este un cetățean moldovean, fost deputat, cu care am avut un dialog și l-am rugat să participă la toate congresele partidelor creștin-democrate din Europa, inclusiv cele ultraconservatoare, și acesta a avut un dialog legat de progresele României cu președintele Union Christen, mi-a trimis inclusiv filmarea de acolo. De asemenea, ultima chestiune, trebuie spus că Austria a avut două poziționări în urmă cu două săptămâni care ne-au speriat și pe dumneavoastră și pe noi și pe cetățenii României. Prima dată a fost ministrul de interne, apoi a venit cancelarul Nehammer de la Zagreb și a întărit cele spuse. Practic, din punctul meu de vedere, Croația doar dorește să negocieze în forță cu România și celelalte state europene, datorită faptului că se află în ruta migranților, a 85.000 de migranți la ora actuală pe teritoriul Austriei, din care 75.000 sunt ilegali. Ei spuneau că aceștia au ajuns o parte prin România. Noi le-am oferit prin cifre și Frontex a oferit aceleași date ca și noi, că de fapt pe ruta dinspre Serbia spre România forțajul de graniță este undeva între 20 și 40 pe zi, iar pe granița cu Ungaria, spre exemplu, se forțează granița de aproximativ 800.000 de ori pe zi, inclusiv în zona acelui gard de 4-5 metri făcut de Victor Orban. Deci marea parte a lor nu au ajuns prin România, ci au ajuns pe ruta balcanică spre Austria. Deci Austria, la rândul său, premierul, ministrul de interne din Karner, din landul Südösterreich, Austria inferioară, are alegeri în land, alegeri regionale de land, în 23 ianuarie, iar partidul său, OFV, Partidul Popular din Conservator Popular din Austria, se află pe cel mai prost loc din ultimii 60 de ani, aflându-se pe locul 3 în ordinea simpatiei cetățenilor din Österreich. Și, practic, poziția lui a fost interpretată inclusiv de către colegii europarlamentari, am stat de vorbă cu vicepreședintele Parlamentului, Otmar Karas, cu colegi cu Kandel, care au avut poziționări publice pro-România, au fost considerate ca o încercare disperată pentru că foarte mulți dintre migranți au ajuns, prima țară, prima zonă de impact cu Austria este Österreich, și practic el are o presiune foarte mare din cauza migranților și a partidului conservator din a partidului ultranaționalist din Austria, dar și a verzilor austrieți. Deci așa a fost interpretată poziția sa. Eu cred că cu Austria în cele din urmă vom ajunge la o negociere, iar președintele Iohannis, care se va afla la aceeași masă rotundă cu cancelarul Nehammer, va putea să ducă o negociere mai puternică legat de poziționarea din ultimele săptămâni a Austriei. Rareș Bogdan, îți propun să luăm puțină pauză și revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, în emisiune. Invitatul nostru de la această oră este prim vicepreședintele și europarlamentarul Partidului Național Liberal, Rareș Bogdan. Sunt trei situații diferite, din trei state diferite, care cumva sunt generate de problemele lor interne, de dinamica lor internă și una chiar electorală în perspectiva alegerilor. Și în Ungaria, și în Olanda se întâmplă la fel, în Suedia la fel, în Austria la fel. Și v-aș întreba dacă nu considerați că
guvernarea dumneavoastră a fost mult prea optimistă în ceea ce privește această intrare la sfârșitul anului în spațiul Schengen. Nu, lucrurile le știați, vedere, adică Olanda nu este o surpriză. Da, după cum știți, doamna Matei, pentru că urmăriți de mult această situație, Olanda niciodată nu a acționat singur atunci când și-a exercitat dreptul de veto împotriva României în Consiliile Jai sau în Consiliu. Întotdeauna a fost considerată un cap de pod pentru Franța sau Germania, iar de data asta avem poziții extrem de clare asumate atât a cancelarului german, cât și a președintelui francez, cu privire la susținerea României. De asemenea, Olanda niciodată nu a fost singură, a avut de partea sa sau Austria, sau Danemarca, sau Finlanda, sau Belgia, în momentul în care bloca accesul României în încercarea de extinderea spațiului Schengen. Din punctul meu de vedere, guvernul nu a greșit, sau puterea politică, nici faptul că a implicat europarlamentarii în această negociere, nici prin faptul că a dus negocieri puternice atât prin Ministerul Justiției, cât și prin Ministerul de Interne și Ministerul de Externe, respectiv reprezentanțele noastre diplomatice din țările membre și reprezentanța de la Bruxelles, pentru că a încercat să puncteze pe un context favorabil. E un context favorabil datorat a ceea ce se întâmplă în jurul României. E un context în care România poate puncta. În istorie știți foarte bine că toți suntem la două zile după Ziua Națională a României. Marile noastre fapte istorice, marile noastre, mărețele noastre realizări au fost făcute pe un context internațional favorabil. Inclusiv recunoașterea Unirii a fost făcută exact în acest context la reuniunile de pace de la Paris. Deci cred că România, în contextul actual al unui război la granița unui război extrem de dur pe care îl duce Rusia agresoare în Ucraina, importanța României a crescut foarte mult atât din punct de vedere militar, strategic, cât și din punct de vedere economic. O bună parte din produsele care trec din Ucraina nu mai ajung pe Marea Neagră, ci ajung pe cale ferată sau cu camioane în portul de la Marea Neagră sau pe granița vestică a României, vorbesc aici de cereale, sare, floarea soarelui, ceea ce încă Ucraina poate exporta. Așa că România, în contextul în care s-a comportat excepțional și a fost recunoscut acest lucru în criza refugiaților, România, care este punct nodal, punct de stabilitate, am văzut reuniunea de săptămână aceasta de la București, NATO, este țară de frontieră, este țară cheie atât pentru Alianța Nord-Atlantică cât și pentru Uniunea Europeană și trebuia să joace această șansă. Trebuia să exploateze momentul în care se află și să forțeze anumite lucruri cu care Europa este datoare țării noastre. Pentru că noi, ca să fie lucrurile foarte clare, avem, din punct de vedere tehnic, am stat nu de azi de ieri foarte bine, atât pe securizarea granițelor, cât și pe cooperarea transfrontalieră, pe relația cu migranții, pe centrele de migranți de la Galați, de la Dorohoi, de la Rădăuț, de la Timișoara sau din Sighetul Marmației. De asemenea, noi nu avem nici o plângere cu privire la violențe împotriva migranților. Gândiți-vă că Ungaria are la ora actuală lunar sute de plângeri depuse la organismele internaționale din partea migranților datorită relelor tratamente la care sunt supuși, adică sunt bătuți, sunt abuzați, sunt agresați. Același lucru se întâmplă cu Croația sau cu Bulgaria. România, din fericire, atât vamii și români, cât și poliția de frontieră și personalul, asistenții sociali din centrele de migrație, mai ales cel mare de 4.500 de oameni de la Timișoara, nu au plângeri din partea migranților cu privire la rele tratamente. Pentru Olanda acest lucru a contat foarte, foarte mult, pentru că unul dintre punctele cheie pe care l-au analizat atât prima delegație, cea de specialiști din care n-au făcut parte reprezentanți oficiali ai Olandei, ci din alte 12 țări, dar au fost doi reprezentanți, unul din partea Frontex și unul din partea Comisiei, deci doi reprezentanți ai Olandei, cetățeni olandezi care lucrează în organisme europene, iar apoi a doua delegație, care a fost formată din 18 persoane și care a inclus exclusiv reprezentanța ai statului olandez, care au verificat
centru de cooperare polițienească, trei secții de poliție, două din București, una din Ploiești, toate alese aleatoriu, puncte de frontieră, Vama din Istanbul și consulatul din Istanbul și încă un consulat aflat pe coridoarele de migranți pentru a vedea cum procedează România în momentul în care acordă vize cetățenilor extracomunitari și de asemenea pe cooperare judiciară. Deci, ca o chestiune inedită, delegația din Olanda a verificat inclusiv sistemul de calitatea și standardul sistemului de informatic pe care România îl are în BAM, în BAM-ile nord-est și sud-vest, adică granița cu Serbia, care e foarte interesant, de care au fost foarte interesați ambele delegații prezente la București, și de asemenea o chestiune inedită, inclusiv calitatea internetului, modul în care funcționează internetul în zonele de graniță ale României, pentru a vedea dacă migranții care au telefoane mobile pot să ia contact cu diverse servicii sociale sau medicale în cazuri excepționale. Deci au fost foarte multe chestiuni care, în afară de partea politică, de negociere politică, România trebuie să facă față. Am înțeles. Dar, Rareș Bogdan, știi ce așteaptă oamenii de la tine acum cu o săptămână, cu câteva zile înainte de decizia din Consiliul Jean? 4 zile. Da. Să ne spui fotografia PNL de la acest moment. Adică voi credeți în proporție de cât? De 80%, de 70%, de 40% că intrăm în Schengen sau că nu intrăm? În momentul ăsta. Asta vrea să audă omul la televizor. Da. Eu spun de plină cunoștință de cauză, pe un post de importanță națională, cu mare vizibilitate și la un jurnalist informat, că România are astăzi șanse, din perspectiva mea, de peste 95% de a intra în spațiul Schengen. Aceste două zile care urmează, luni și marți, sunt vitale în negocierile cu între granți, între mari. Din punctul meu de vedere, tehnic, geopolitic, geostrategic, pe context internațional, pe cooperare pe imigranți, respectiv pe chestiuni judiciare sau polițienești, România nu poate fi niciun fel extrasă din această extindere. De asemenea, gândiți-vă că Ylva Johansson, teribilul comisar suedez, culmea, pe afaceri interne, un om la care am avut parte ca membru al Comisiei Libe din Parlamentul European, am avut plăcerea să particip la hearing-ul ei în momentul când ea era practic audiată pentru a deveni comisar și apoi la toate întâlnirile pe care le-a avut în fața Comisiei Libe în ultimii 3 ani de zile, și a schimbat radical, și o spun de plină cunoștință de cauză, și ea recunoaște acest lucru, și a schimbat optica în mod total față de România după ce a vizitat de 3 ori granițele din nord, respectiv Sighet, Ișalnița și Siret, în criza refugiaților. Începând cu prima jumătate a lunii martie, Ylva Johansson a fost la București, a fost în Suceava, a fost în Maramureș, a fost în Galați și a rămas șocată, pe de-o parte, de reacția populației, de reacția cetățeanului român în fața omului aflat în necaz, sub o agresiune, apoi de modul în care autoritățile centrale, locale și regionale au reacționat și s-au organizat mai ales pe zona umanitară, și a devenit, dintr-un om care avea rezerve față de România, unul dintre marii avocați ai României în cauza Schengen. Da, pentru că este o nedreptate ce ni se întâmplă de 15 ani, indiferent de regimurile politice din România. Și știi de ce te-am întrebat de proporție? Pentru că l-am văzut și pe președintele Klaus Iohannis destul de nehotărât, ceea ce înseamnă că noi nu suntem siguri pe decizie. A spus la un moment dat de la Palatul Cotroceni președintele că decizia, dacă nu suntem siguri pe vot, ar putea să fie pe agenda unui alt consiliu, unui alt jai. Ulterior, a doua zi, a revenit asupra declarației de la Cotroceni și a spus că încă este posibil un vot pe 8 decembrie în jai pentru Schengen. Au fost politicieni din România care au spus că această amânare, dacă noi nu suntem siguri decât să iei un vot negativ, mai bine nu iei niciun vot,
Nu știu cât de inteligent ar fi, pentru că viitoarea președinție a Consiliului va aparține Suediei. Suediei ca... Deci nu e prietena noastră Cehia, este Suedia, care are și ea o problemă internă între majoritate și minoritate. Deci cam care ar fi strategia României? Să forțăm un vot acum, să pedalăm, să apăsăm pe accelerație sau să rămânem sine die când avem o președinție prietenoasă? Cred că a fost o declarație diplomatic rezervată, pentru că nu există certitudine 100% și președintele nu a dorit să intre în zona asta, nici să pară că nu negociază în continuare atât cu Austria cât și cu Olanda și Suedia în cazul respectiv, încă era în momentul când a făcut declarația. De asemenea, trebuie știut, dacă noi luăm un vot negativ, deci dacă se respinge, urmează întreaga procedură care poate dura între 2 și 3 ani, ceea ce ar fi pentru România extrem de grav, pentru că sentimentul anti-european ar crește foarte mult și cred că ar fi partide care ar pedala pe această zonă a unei nedreptăți evidente care i s-a întâmplat României. Deci dintr-o țară pro-europeană, într-o proporție covârșitoare, de peste 80%, România a riscat foarte mult în cazul în care s-ar întâmpla acest lucru, pentru că a crescut foarte mult așteptarea românilor, nivelul de așteptare. Dar trebuie știut că urmează 6 luni de zile cu Suedia la președinție, după care urmează o țară care e vecină cu noi, dar nu știu dacă e o mare prietenă a României, Ungaria, la președinție. Vă dați seama că practic anul 2023 ar fi un an, din punctul meu de vedere, fără, în imposibilitatea de a pune problema extinderii spațiului Schengen pe agenda. A existat o problemă despre care noi n-am vorbit până acum și evit să vorbesc foarte mult de ea. Nu o vorbesc aproape nimeni care e implicat în acest proces. Subiectul cuplajului pe care România l-a avut cu Bulgaria. Atunci când europarlamentari olandezi nu au votat pentru extinderea spațiului Schengen, au venit și ne-au spus personal, alții au postat inclusiv pe pagina de Facebook Van Halen sau pe pagina partidului, că nu au avut o problemă cu România, că au o problemă cu granița de sud a Bulgariei, cu zona Edirne, granița cu Turcia. Da, și cu criminalitatea organizată, cu problemele Bulgariei. Pe asta te întreb și pe tine. Adică te întreb așa, de ce nu am fost destul de inteligenți să mergem întâi pe o decuplare? Pentru că spun și eu sincer, eu de 15, știi și tu, erai jurnalist pe vremea aia. De când am intrat în Uniunea Europeană aveam această problemă și cu MCV și cu Schengen. Eu m-am săturat de explicațiile, eu spun și nu sunt anti-european, dar eu m-am săturat ca domnul Rutte să mă ia de fraieră. Adică să spună toate prostiile doar pentru că el are o problemă internă în țară și o dinamică acolo care îl blochează practic să dea un vot pozitiv pentru România și Bulgaria. Adică noi de ce n-am mers pe o strategie întâi de cuplare și pe urmă negociere doar pe România? A fost o poziție pe care a adoptat-o România în încercarea de a rămâne, inclusiv forțajul celei de-a 5-a rezoluții în Parlament, votată cu cel mai mare număr, a fost de a nu ne decupla de Croația și condiționarea a fost a multor grupuri politice să nu ne decupleze de Croația, dar în același timp noi să rămânem cuplați pe Bulgaria. A avut și Bulgaria un lobby destul de susținut. Eu nu vreau să fiu foarte critic cu privire la în momentul ăsta la premierul Rutte, fiind într-o poziție quasi oficială ca șef al delegației României la Parlamentul European EPP și fiind implicat destul de mult în discuțiile pe zona de extindere. O să spun personal sau într-o altă emisiune ce cred eu mai direct despre subiectul Rutte. Acum să sperăm că îi dă Dumnezeu gândul cel bun. Rareș Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, noi luăm acum puțină pauză și revenim cu o analiză pe subiectul Schengen cu analistul Ion Cristoi. Am revenit, doamnelor și domnilor, în emisiune. Invitatul nostru de la această oră este prim vicepreședintele și europarlamentarul Partidului Național Liberal, Rareș Bogdan. Sunt trei situații diferite din trei state diferite care cumva sunt generate de problemele lor interne, de dinamica lor internă și una chiar electorală în perspectiva alegerilor. Și în Ungaria, și în Olanda se întâmplă la fel, în Suedia la fel, în Austria la fel. Și v-aș întreba dacă nu considerați că
guvernarea dumneavoastră a fost mult prea optimistă în ceea ce privește această intrare la sfârșitul anului în spațiul Schengen. Nu, lucrurile le știați, adică Olanda nu este o surpriză. Da, după cum știți, doamna Matei, pentru că urmăriți de mult această situație, Olanda niciodată nu a acționat singur atunci când și-a exercitat dreptul de veto împotriva României în Consiliul de Jai sau în Consiliu. Întotdeauna a fost considerată un cap de pod pentru Franța sau Germania, iar de data asta avem poziții extrem de clare asumate atât a cancelarului german, cât și a președintelui francez, cu privire la susținerea României. De asemenea, Olanda niciodată nu a fost singură, a avut de partea sa sau Austria, sau Danemarca, sau Finlanda, sau Belgia, în momentul în care bloca accesul României în încercarea de extindere a spațiului Schengen. Din punctul meu de vedere, guvernul nu a greșit, sau puterea politică, nici faptul că a implicat europarlamentarii în această negociere, nici prin faptul că a dus negocieri puternice atât prin Ministerul Justiției, cât și prin Ministerul de Interne și Ministerul de Externe, respectiv reprezentanțele noastre diplomatice din țările membre și reprezentanța de la Bruxelles, pentru că a încercat să puncteze pe un context favorabil. E un context favorabil datorat a ceea ce se întâmplă în jurul României. E un context în care România poate puncta. În istorie știți foarte bine că toți suntem la două zile după Ziua Națională a României. Marile noastre fapte istorice, marile noastre, mărețele noastre realizări au fost făcute pe un context internațional favorabil. Inclusiv recunoașterea Unirii a fost făcută exact în acest context la reuniunile de pace de la Paris. Deci cred că România, în contextul actual al unui război la granița unui război extrem de dur pe care îl duce Rusia agresoare în Ucraina, importanța României a crescut foarte mult atât din punct de vedere militar, strategic, cât și din punct de vedere economic. O bună parte din produsele care trec din Ucraina nu mai ajung pe Marea Neagră, ci ajung pe cale ferată sau cu camioane în portul de la Marea Neagră sau pe granița vestică a României. Vorbesc aici de cereale, sare, floarea soarelui, ceea ce încă Ucraina poate exporta. Așa că România, în contextul în care s-a comportat excepțional și a fost recunoscut acest lucru în criza refugiaților, România, care este punct nodal, punct de stabilitate, am văzut reuniunea de săptămână aceasta de la București, NATO, este țară de frontieră, este țară cheie atât pentru Alianța Nord-Atlantică cât și pentru Uniunea Europeană și trebuia să joace această șansă. Trebuia să exploateze momentul în care se află și să forțeze anumite lucruri cu care Europa este datoare țării noastre. Pentru că noi, ca să fie lucrurile foarte clare, avem, din punct de vedere tehnic, am stat nu de azi de ieri foarte bine, atât pe securizarea granițelor, cât și pe cooperarea transfrontalieră, pe relația cu migranții, pe centrele de migranți de la Galați, de la Dorohoi, de la Rădăuț, de la Timișoara sau din Sighetul Marmației. De asemenea, noi nu avem nici o plângere cu privire la violențe împotriva migranților. Gândiți-vă că Ungaria are la ora actuală lunar sute de plângeri depuse la organismele internaționale din partea migranților datorită relelor tratamente la care sunt supuși, adică sunt bătuți, sunt abuzați, sunt agresați. Același lucru se întâmplă cu Croația sau cu Bulgaria. România, din fericire, atât vamii și români, cât și poliția de frontieră și personalul, asistenții sociali din centrele de migrație, mai ales cel mare de 4.500 de oameni de la Timișoara, nu au plângeri din partea migranților cu privire la rele tratamente. Pentru Olanda acest lucru a contat foarte, foarte mult, pentru că unul dintre punctele cheie pe care l-au analizat atât prima delegație, cea de specialiști din care n-au făcut parte reprezentanți oficiali ai Olandei, ci din alte 12 țări, dar au fost doi reprezentanți, unul din partea Frontex și unul din partea Comisiei, deci doi reprezentanți ai Olandei, cetățeni olandezi care lucrează în organisme europene, iar apoi a doua delegație, care a fost formată din 18 persoane și care a inclus exclusiv reprezentanța ai statului olandez, care au verificat
centrul de cooperare polițienească, trei secții de poliție, două din București și una din Ploiești, toate alese aleatoriu, puncte de frontieră, vama din Istanbul și consulatul din Istanbul și încă un consulat aflat pe coridoarele de migranți pentru a vedea cum procedează România în momentul în care acordă vize cetățenilor extracomunitari și de asemenea pe cooperare judiciară. Deci, ca o chestiune inedită, delegația din Olanda a verificat inclusiv sistemul de calitatea și standardul sistemului de informatic pe care România îl are în VAM, în VAM-ile nord-est și sud-vest, adică granița cu Serbia, care e foarte interesant, de care au fost foarte interesați ambele delegații prezente la București, și de asemenea o chestiune inedită, inclusiv calitatea internetului, modul în care funcționează internetul în zonele de graniță ale României, pentru a vedea dacă migranții care au telefoane mobile pot să ia contact cu diverse servicii sociale sau medicale în cazuri excepționale. Deci au fost foarte multe chestiuni care, în afară de partea politică, de negociere politică, România trebuie să facă față. Am înțeles. Dar, Rareș Bogdan, știi ce așteaptă oamenii de la tine acum cu o săptămână, cu câteva zile înainte de decizia patru din Consiliul Jean? 4 zile. Da. Să ne spui fotografia PNL de la acest moment. Adică voi credeți în proporție de cât? De 80%, de 70%, de 40% că intrăm în Schengen sau că nu intrăm? În momentul ăsta. Asta vrea să audă omul la televizor. Da. Eu spun de plină cunoștință de cauză, pe un post de importanță națională, mare vizibilitate și la un jurnalist informat, că România are astăzi șanse, din perspectiva mea, de peste 95% de a intra în spațiul Schengen. Aceste două zile care urmează, luni și marți, sunt vitale în negocierile cu între granți, între mari. Din punctul meu de vedere, tehnic, geopolitic, geostrategic, pe context internațional, pe cooperare pe imigranți, respectiv pe chestiuni judiciare sau polițienești, România nu poate fi niciun fel extrasă din această extindere. De asemenea, gândiți-vă că Ylva Johansson, teribilul comisar suedez, culmea, pe afaceri interne, un om la care am avut parte ca membru al Comisiei Libe din Parlamentul European, am avut plăcerea să particip la hearing-ul ei în momentul când ea era practic audiată pentru a deveni comisar și apoi la toate întâlnirile pe care le-a avut în fața Comisiei Libe în ultimii 3 ani de zile, și a schimbat radical, și o spun de plină cunoștință de cauză, și ea recunoaște acest lucru, și a schimbat optica în mod total față de România după ce a vizitat de 3 ori granițele din nord, respectiv Sighet, Ișalnița și Siret, în criza refugiaților. Începând cu prima jumătate a lunii martie, Ylva Johansson a fost la București, a fost în Suceava, a fost în Maramureș, a fost în Galați și a rămas șocată, pe de-o parte, de reacția populației, de reacția cetățeanului român în fața omului aflat în necaz, sub o agresiune, apoi de modul în care autoritățile centrale, locale și regionale au reacționat și s-au organizat mai ales pe zona umanitară, și a devenit, dintr-un om care avea rezerve față de România, unul dintre mari avocați ai României în cauza Schengen. Da, pentru că este o nedreptate ce ni se întâmplă de 15 ani, indiferent de regimurile politice din România. Și știi de ce te-am întrebat de proporție? Pentru că l-am văzut și pe președintele Klaus Iohannis, destul de nehotărât, ceea ce înseamnă că noi nu suntem siguri pe decizie. A spus la un moment dat de la Palatul Cotroceni președintele că decizia, dacă nu suntem siguri pe vot, ar putea să fie pe agenda unui alt consiliu, unui alt jai. Ulterior, a doua zi, a revenit asupra declarației de la Cotroceni și a spus că încă este posibil un vot pe 8 decembrie în jai pentru Schengen. Au fost politicieni din România care au spus că această amânare, dacă noi nu suntem siguri decât să iei un vot negativ, mai bine nu iei niciun vot,
Nu știu cât de inteligent ar fi, pentru că viitoarea președinție a Consiliului va aparține Suediei. Suediei ca... Deci nu e prietena noastră Cehia, este Suedia, care are și ea o problemă internă între majoritate și minoritate. Deci cam care ar fi strategia României? Să forțăm un vot acum, să pedalăm, să apăsăm pe accelerație sau să rămânem sine die când avem o președinție prietenoasă? Cred că a fost o declarație diplomatic rezervată, pentru că nu există certitudine 100% și președintele nu a dorit să intre în zona asta, nici să pară că nu negociază în continuare atât cu Austria cât și cu Olanda și Suedia în cazul respectiv, încă era în momentul când a făcut declarația. De asemenea, trebuie știut, dacă noi luăm un vot negativ, deci dacă se respinge, urmează întreaga procedură care poate dura între 2 și 3 ani, ceea ce ar fi pentru România extrem de grav, pentru că sentimentul anti-european ar crește foarte mult și cred că ar fi partide care ar pedala pe această zonă a unei nedreptăți evidente care i s-a întâmplat României. Deci dintr-o țară pro-europeană, într-o proporție covârșitoare, de peste 80%, România a riscat foarte mult în cazul în care s-ar întâmpla acest lucru, pentru că a crescut foarte mult așteptarea românilor, nivelul de așteptare. Dar trebuie știut că urmează 6 luni de zile cu Suedia la președinție, după care urmează o țară care e vecină cu noi, dar nu știu dacă e o mare prietenă a României, Ungaria la președinție. Vă dați seama că practic anul 2023 ar fi un an, din punctul meu de vedere, fără, în imposibilitatea de a pune problema extinderii spațiului Schengen pe agendă. A existat o problemă despre care noi n-am vorbit până acum și evit să vorbesc foarte mult de ea. Nu o vorbesc aproape nimeni care e implicat în acest proces. Subiectul cuplajului pe care România l-a avut cu Bulgaria. Atunci când europarlamentari olandezi nu au votat pentru extinderea spațiului Schengen, au venit și ne-au spus personal, alții au postat inclusiv pe pagina de Facebook Van Halen sau pe pagina partidului, că nu au avut o problemă cu România, că au o problemă cu granița de sud a Bulgariei, cu zona Edirne, da, și granița cu criminalitatea organizată, cu problemele Bulgariei. Pe asta te întreb și pe tine, adică te întreb așa, de ce nu am fost destul de inteligenți să mergem întâi pe o decuplare? Pentru că spun și eu sincer, eu de 15, știi și tu, erai jurnalist pe vremea aia. De când am intrat în Uniunea Europeană aveam această problemă și cu MCV și cu Schengen. Eu m-am săturat de explicațiile, eu spun și nu sunt anti-european, dar eu m-am săturat ca domnul Rutte să mă ia de fraieră. Adică să spună toate prostiile doar pentru că el are o problemă internă în țară și o dinamică acolo care îl blochează practic să dea un vot pozitiv pentru România și Bulgaria. Adică noi de ce n-am mers pe o strategie întâi de cuplare și pe urmă negociere doar pe România? A fost o poziție pe care a adoptat-o România în încercarea de a rămâne, inclusiv forțajul celei de-a 5-a rezoluții în Parlament, votată cu cel mai mare număr, a fost de a nu ne decupla de Croația și condiționarea a fost a multor grupuri politice să nu ne decupleze de Croația, dar în același timp noi să rămânem cuplați pe Bulgaria. A avut și Bulgaria un lobby destul de susținut. Eu nu vreau să fiu foarte critic cu privire la în momentul ăsta la premierul Rutte, fiind într-o poziție quasi oficială ca șef al delegației României la Parlamentul European EPP și fiind implicat destul de mult în discuțiile pe zona de extindere. O să spun personal sau într-o altă emisiune ce cred eu mai direct despre subiectul Rutte. Acum să sperăm că îi dă Dumnezeu gândul cel bun. Rareș Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, noi luăm acum puțină pauză și revenim cu analiză pe subiectul Schengen cu analistul Ion Cristoi. Am revenit, doamnelor și domnilor, în emisiune discutăm din nou despre subiectul Schengen, un subiect aflat în desfășurare zilele acestea, pentru că acum când noi înregistrăm acest interviu de data asta cu analistul Ion Cristoiu, președintele Klaus Iohannis este într-o vizită oficială, domnule Cristoiu, în Grecia, unde este și un summit PPE și acolo se va întâlni și cu cancelarul austriac, cancelarul austriac care nu este de acord
acord cu intrarea României, aderarea României la spațiul Schengen din cauza problemei cu migranții, deși noi ca stat nu avem o problemă cu migranții. Iar ca ultime informații pe această temă, guvernul Olandei a dat o poziție oficială în această seară, vineri, spunând că are o poziție favorabilă față de aderarea României și Croației în spațiul Schengen, deci Olanda, dar în cazul Bulgariei este o problemă, are preocupări Olanda privind statul de drept. Cred că vă este cunoscută această formulă. Deci avem un vot pozitiv în Parlamentul Suediei astăzi. Avem Olanda da pentru România, da pentru Croația, nu pentru Bulgaria. Și avem Austria, discuții președintele Klaus Iohannis și Austria care ne spune că în continuare avem o problemă cu migranții. Decizia se va lua săptămâna viitoare. Cum vedeți că se va termina această problemă pe care o avem de 15 ani? Cel mai interesant mie mi se pare poziția Olandei, deci ei nu mai invocă Parlamentul, că invocau până acum Parlamentul. Sigur, le invocau așa, mai mult de teatru, că Parlamentul nu are putere de a influența decizia. Putea cel mult să se teamă de un membru al coaliției, că acolo e o coaliție din aia multicoloră, care ar putea să plece, dar în cazul în care ar fi de acord guvernul Olandei, deocamdată nu s-a întâmplat. Nu Austria trebuie să ne neliniștească acum ce această poziție Olandei, pentru că decuplarea noastră de Bulgaria, sigur, de putere decizională e simplu, se fac trei. Ce ordine aia era provizorie. Da, avem o ordine de zi provizorie. Se pot face, e o hârtie acolo, o decizie pe care o semnează. Problema este că admiterea în spațiu Schengen a celor trei țări, nu este o decizie care ține de evoluția nici a statului de drept și nici a măsurilor, condițiilor, îndeplinirii condițiilor tehnice, este o decizie care ține de întărirea Occidentului în bătălia cu Rusia. Deci asta este foarte importantă, această precizare. Noi avem o graniță uriașă, o graniță cu Ucraina. Se pare, dacă nu chiar mai mult ca sigur, că noi am fost în prima linie a ajutorului. Dacă intrăm în Schengen, am fost în prima linie, nu ca zulganici, ca șmecher, că așa suntem noi. Ne luăm și noi tainul. Da, nu, ne-am făcut cu tare și asta. Și singura mare problemă este că nu pot intra cele două separate, adică nu poate rămâne Bulgaria. Deci în condițiile care le-am prezentat eu geopolitice, dacă se amână decizia privind România și Bulgaria, nu e nicio problemă. Ba, este o problemă că viitoarea președinție a Consiliului Uniunii Europene va fi a Suediei în 2023 și a Ungariei, asta spunea și Rareș Bogdan. Și toată procedura trebuie reluată și va dura încă 2-3 ani. Nu, eu spun că nu ar fi nicio problemă. Dacă se amână... Păi nu, n-ar fi nicio problemă pentru dacă România. Dacă se dă un vot hai negativ. Hai să ne lămurim. Da. Dacă cele două, dacă Bulgaria e decuplată de noi... Deci avem două posibilități. Să nu amândouă, da? Eu spun, să ne decupleze de Bulgaria. Da, putem amândouă. Eu am spus, eu vorbesc din punct de vedere al marilor puteri, al puterilor garante. Că ele așa fac joc în Europa acum. Puterile garante sau marile puteri, cele care au și impus până la urmă luarea acestei decizii de admitere, că se vede clar că sunt presiuni asupra unor țări precum Olanda, care brusc a constatat că noi îndeplinim, până mai nu îndeplineam. Deci dacă se decuplea, dacă sunt împreună, dacă nu intrăm, nu e așa de mare nenorocire pentru aceste mari puteri garante decât față de posibilitatea de a nu intra Bulgaria. Pentru că dacă Bulgaria nu intră, paranteză, unul din argumentele acestei decizii a marilor puteri, ca lor, ca să se extindă spațiul Schengen, a fost aceea să nu le împingem în brațele rușilor. România e greu de împins în brațele rușilor, noi avem o lungă tradiție a războiului, dar la Bulgaria e o mare problemă.
Adică, gândiți-vă, hai să ne așez. Chiar șeful Serviciului de Informații Interne al Bulgariei, ați văzut o știre zilele acestea, a fost numit unul pro-rus. Nu, eu spun, ei în cel de-al doilea război mondial, ei n-au intrat, n-au fost pe front, au fost de partea nemților. De la început, din 39, dar ei n-au mers pe front pentru că sunt mai pro-ruși decât ucrainenii. Bun, vă întreb altfel. De 15 ani, cred că v-a săturat și dumneavoastră să scrieți de intrarea României în Schengen. Am cumpărat tehnologie de la EADS, au fost dosare, a fost 4-5 voturi în Parlamentul European. Tot timpul am avut această problemă cu Olanda, invocând Olanda aceste pretexte. Credeți că a fost și o vină din partea României în ăștia 15 ani, că noi n-am reușit nici pe mandatul lui Traian Băsescu, nici pe anterioarele mandate și acum vedem Klaus Iohannis să intrăm de 15 ani în spațiul Schengen? Dacă intrăm în spațiul Schengen, n-are nicio legătură cu situația din România, cum n-are nicio legătură nici ridicare în CV-ului. Războiul din Ucraina a schimbat date fundamentale, adică și el continuă, el se va lungi și pe zi ce trece, se schimbă, în prim plan, nu mai e acum, uitați-vă și la Polonia, nu mai e acum, dacă îndeplinesc statul de drept, dacă acum este cât de, nu, acum este ideea să nu cumva, din unitatea asta care e oricum superficială în europene, să se plece cineva. Și trebuie să le dai fiecărui stat ce vrea. Da, deci, încă o dată, ridicarea MCV-ului nu are nicio legătură cu noi. N-are cu situația internă. Schengenul iar nu are nicio legătură. În primul rând, că nu trebuie să... Problema la noi și la Bulgaria nu e vorba de condițiile tehnice. E vorba de cei care mânuie condițiile tehnice, pentru că inclusiv pe vremea lui Traian Băsescu, unul din principalii vinovați a fost Traian Băsescu pentru că el spunea că e corupție. Nu poți să spui, noi am spus pe plan intern tot timpul că nu avem stat de drept că e corupție. Am exportat corupția. Păi nu, nu, în momentul în care spui de corupție. Și lupta anticorupție. Păi da, în momentul în care tu spui că ești o țară coruptă, vine Olanda și spune, bine, ești o țară coruptă, în sensul că... Păi uite, chiar tu spui asta. Da, și în momentul în care ăia intră, pentru că marea problemă, intră imigranți, intră drogurile, cine ne garantează că tu nu ai vameși corupți, polițiști corupți, judecători corupți, că tu spui. Deci aia a fost una din cauzele în care ei aveau dreptate. Deci asta a fost una dintre greșelile României. Da, că și a făcut acest mare... Ea s-a prezentat. Formarea actualei coaliții a mai micșorat din această harakiri intern. E USR-ul, dar nu are așa de mare influență, vreau să spun. Adică imaginați-vă că dacă era PSD-ul la putere și era PNL-ul în opoziție, acum aveam iar PNL-ul zicea că e cu societate coruptă și așa. Atunci s-au creat aceste condiții și din punctul de vedere al intereselor marilor puteri, iar noi, tot grație acestei coaliții, care pare că a fost făcută aia de la SIE, cred că au știut cu vreo 3 ani că va fi război, cred că ei ne-au sfătuit, pe Klaus Iohannis. Noi am fost, cred că eu nu cred pe 5 suntem la ajutorul dat ucrainene, cred că pe sumână suntem pe locul 2, dacă nu pe locul 1. Deci asta este și prin noi bănuiesc că se rezolvă multe lucruri. Noi în perioada asta am fost, dacă ați observat și discursul Klaus Iohannis, pot să fac o comparație și sigur o să vă supere. A fost exact ca în 57 când au plecat trupele sovietice. Deci până a plecat trupele sovietice, după revolta de la Budapesta, între 50, acele arestări, mai țineți minte? Da. Ele nu erau că l-au apucat să bădești. Ei trebuia să dovedească, el, cine era din gașcă, Maurer, Bărnăraș, să-i spună, să-i garanteze Hrușov că noi suntem cei mai sovietici. Nu, asta am vrut să cred. Dovadă. Până a plecat ultimul soldat cu armonica, când noi am fost pe acolo, când a plecat a doua zi, s-a desființat toate institutele cu tare. Asta e tipic românesc din punctul ăsta. Așa că probabil că noi, am zis, s-ar putea ca după ce intrăm în Schengen să nu mai fim chiar așa de harnici.
Haide, vă propun să luăm puțină pauză și revenim cu concluziile acestei discuții pe Schengen cu domnul Cristoiu. Am revenit, doamnelor și domnilor, v-am promis concluziile, decizia pe Schengen în Comitetul JAI se va lua săptămâna viitoare, Consiliul pe Justiție și Afaceri Interne, acolo vor fi la Bruxelles 8-9 decembrie, în ziua de 8 am văzut că este pusă pe ordinea de zi, ora 11, ora României. Deocamdată, așa cum a menționat și domnul Cristoiu, sunt două decizii, deci România este cuplată în acest moment când registrăm noi emisiunea cu Bulgaria și mai este o decizie privind aderarea la Schengen a Croației, deci cumva Croația este decuplată de noi. Nu, dar, nu pe 8, pe 7. Pentru pe că dacă este pus, pe 8-9 e JAI. Dacă este pusă. Am înțeles, pe JAI, de Coreper, pe ordinea de zi. Dacă nu e pusă pe ordinea de zi, înseamnă pentru că nu se va merge, a fost și 2011, nu se va merge pe a fi pus pe ordinea zi și respins, că atunci e foarte grav, da? Da, da. Și da. Pentru electoral la noi. V-a spune Iohannis, n-am avut ce face, mă rog. Bun. Vă întreb dumneavoastră, și Rareș Bogdan spune că avem 95% șanse să, mai mult de 95% șanse să intrăm în Schengen și dumneavoastră credeți la fel? Nu, 100% avem. Dumneavoastră credeți că 100%? Nu datorită nouă. Nu își poate permite nimeni. Am înțeles, în contextul... Nu își poate permite nimeni... Vă întreb altfel, atunci că suntem la concluzii. Dacă intrăm, dumneavoastră credeți că intrăm, care va fi principalul beneficiar politic intern pentru că anul viitor... Vin alegerile, vine perioada de prealegeri pentru că alegerile vor fi în 2024, dar cumva partidele vor contabiliza electoral și vor face temă de campanie din aderarea la Schengen și dacă nu intrăm, cine decontează electoral povestea asta? Răspunsul la dacă intrăm îl vedeți în această întâlnire a lui Klaus Iohannis cu cancelarul Austriei, care e o întâlnire teatrală. Toate trompetele prezidențiale din presă plusează pe faptul că e ultimul moment. Da, da, da. Deci, din punct de vedere diplomatic, domnișoare, nu există posibilitatea să te întâlnești cu ăla dacă nu a decis că da. Am văzut că întâlnirea va fi și cu italienii. Nu deci contează. Deci, nu are cum. Decizia nu se ia la întâlniri. Ce să te spui la întâlniri? Cu Bode care s-a dus? Nu e o întâlnire câte jumătate de oră. Nu poți să-l convingi pe ăla. Grupurile, pe sumasă, se face o decizie, dacă se decide la întâlnirile alea acolo, pe sumasă, ăia doi strâng mâna și vorbesc despre flori. Și fac o poză. Aceasta este pusă, după părerea mea, din adins, pentru ca Klaus Iohannis să ia tot buchetul. Îl ia buchetul și PNL-ul pentru Klaus Iohannis nu va mai candida. Nu, le-a coaliția. Nu, el coaliția. De data aceasta, uitați-vă la... Alice lua ambiție ca și Băsescu să rămână în istorie, dar la noi, după ce nu mai ești președinte, nu mai rămâi nici măcar în libertate. Și el are ambiție. Eu spun, eu fac un calcul. La ora actuală este atât de important războiul din Ucraina pentru Occident și pentru America, încât mută Viena din loc. Adică nu își pot permite, zic eu, pe asta mă bază, nu pe noi. Nu își pot permite un eșec. Adică mă bazați pe disperarea Occidentului. Nu, pe ideea că e atât de important războiul încât toate alte se trec la o parte și se duc și îl bat. Și se rezolvă. Da. V-am spus, mută Viena de acolo. Nu știu dacă vor muta Viena. Bun, haideți să o luăm de dragul discuției și varianta negativă. Că și mi-aduc aminte și Băsescu a făcut o serie de eforturi și cu ambasadorii și o întreagă nebunie tot pe final de mandat, că pe președinții apucă pe final de mandat. Dacă va fi o decizie negativă pe Schengen? Nu va fi decizie negativă, asta e electoral și șmecheria. Nu se pune pe ordinea de zi. Și nu, electoral avem suficiente, președintele are suficiente trompete care să zică, domnule, stai puțin că nu e un eșec. S-a amânat. S-a amânat de 15 ani. S-a amânat, nici nu știți. Nu mai există presă independentă. A dispare subiectul. Da, bună, dar nu mai există presă independentă. Cine îți facă gălăgie? Păi Tânsul a zis că va fi, sperăm într-o decizie, după aia a zis că... Și cine îi reproșează? Deci cea care face, domnișoară, am atmosfera presa. E presă. Și cine? Noi suntem mici. Păi,
Acum avem o unitate, un concubinaj, este un, cum să zic, o coaliție și a presei. Este... Da, da, avem presa guvernamentală. Da, deci, da. Ca, dacă noi intrăm, PNL-ul nu poate face gălăgie, da? PSD-ul nu poate să facă gălăgie. USR, o să zic ceva acolo. USR unde zice? Pe Facebook. Păi vedeți? Un poster sponsorizat. Trustul Antena nu va zice, sunteți de acord? Da. Digi, TVR va spune? Nici, dispare subiect. Da, dispare. Când e ceva negativ, dispare. Vă spune, în seara respectivă, Antena 3 va discuta despre pericol nuclear al Rusiei, da? Zaporojie. Digi, da, Zaporojie, Digi nu ce va avea. Și nu știu, România TV va avea că, nu știu, un hoț a furat o floare și apoi a făcut o infarct. Sunteți, ați cercetat inclusiv istoria presei și sunteți parte din istoria presei contemporane, domnule Cristoiu. Ați mai trăit o perioadă ca asta? Nu. Nu, n-am trăit nici pe vremea lui Ceaușescu. Și știți de ce? Contrar a ce credeți dumneavoastră, erau două atmosfere. Adică erau două sisteme de valori. În sensul că adevăratele valori erau dizidente și dacă noi făceam, îndeplineam, nu știu ce scriam acolo, nu o făceam fără convingere. Acum o fac cu convingere. Asta este cel mai grav. Știți, e cumva ciudat, adică trăim într-o epocă în care informația ajunge foarte ușor la cetățean, prin rețele de socializare, prin internet online, adică nu trebuie să te mai uiți la jurnalul de la ora 7. Și cumva presa de data asta oprește informația să ajungă la cetățean, informația reală. Adică e un paradox, știți? Da, de eu am spus, nu adică am pe înțeleg. Vremea lui Ceaușescu cel puțin păi nu era internet, nu era Twitter, nu era Facebook, nu era... Dacă noi trebuia să reflect, să scriem editoriale la Scânteia Tineretului, noi evitam. Eu, de exemplu, n-am scris niciun editorial, poate. Mă rog, eram șef. Acum, dacă ar fi fost cei de acum, scriau, ei crede, nu cred, dacă mă ați observat, asta e mai grav. Cine și înjură? Da, da, da. Pe aia care suntem. Asta este problema, că nu, ei nu fac în silă, ei chiar sunt harnici în ceea ce fac și este mult de 100 de ori mai periculos, reușesc. Da, știți, cel mai trist pentru o putere este să crezi, și cel mai prost politic, mișcare politică, este să crezi în propaganda ta. Da. Așa nu te duce la niciun succes, adică trăiești într-o lume paralelă. Deocamdată trăiesc bine în lumea asta paralelă, din câte vedeți. Nu e... Seamănă foarte mult ca propagandă. Ea, sigur, n-are nicio eficiență, pentru că... Păi, da, eficiența e zero. Cum spunea Arghezi, nu e o propagandă sinceră. Ei fac acolo, dar fac. V-am dat un exemplu. Uite că am și prevăzut. Dacă nu intrăm ceea ce nu cred, așa, seara nicio televiziune nu va discuta asta. Și dacă intrăm, o să fie foarte fici. Nu, nici nu vreau să mă gândesc. Nu, vor fi două lucruri, iertați-mă. Da. O bătălie între PNL și PSD. Cine și-a asumat? Cine și-a asumat-o. Deja ei se pregătesc fiecare din ei și va fi sărbătoare națională, va fi și toate cânte... Și va și președintele Iohannis și domnul Ciucă și... Da, cred că va trece pe sub arcul de triumf. O să vedeți ce sărbătoare va fi atunci. Nici nu vă imaginați. Păi, mai sunt câteva zile. Da. Domnule Cristoiu, vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză realistă. Vedem dacă intrăm sau nu intrăm. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu Alef News.